Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate, emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 16:30. Dragilor, fiindcă inima este un organ vital al corpului și trebuie să funcționeze neîncetat, m-am gândit ca astăzi, în prima parte a emisiunii, să vorbim despre o patologie frecventă localizată la nivelul inimii și anume vom aborda aritmiile cardiace. Ce sunt aritmiile cardiace, de ce apar acestea, dar și când este momentul să ne prezentăm la medic, ne va spune invitatul meu de astăzi, domnul dr. Silviu Stanciu, medic specialist cardiolog la Spitalul Militar, dar și șef de laborator explorări cardiovasculare neinvazive la același spital. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit. Domnule doctor, ce sunt aritmiile cardiace și de ce se produc acestea? Aritmiile, încă de la început vreau să spun că reprezintă un capitol extrem de spinos, extrem de greu pentru doctor, pentru medici. Le reprezintă de fapt modificări de la ritmul normal al inimii. Ori exces de bătăi de cardiace, ori lipsă de bătăi cardiace, ori un puls extrem de accelerat, ori un puls extrem de scăzut, toate reprezintă o formă sau alta, o aritmie cardiacă. Deci sunt acele palpitații, domnule doctor, pe care le au foarte multe persoane. Da, și palpitația intră în această categorie, pentru că o palpitație ascunde în spate cam tot ce v-am spus până în prezent din paleta de aritmii. De asta vă atrageam atenția că reprezintă un capitol extrem de greu, atât pentru medic cât și pentru pacient. Manifestările lor sunt extrem de heterogene. De cele mai multe ori pacientul se prezintă cu palpitații la inimă, cu bătăi în plus sau în minus la inimă, cu lipsa unei bătăi, cu puls scăzut, cu puls crescut. Cam acestea sunt modalitățile de prezentare la doctor. În mod normal, ritmul inimii, câte bătăi pe minut ar trebui să înregistreze? Între 60, 90, maxim 100, în funcție de vârstă. Sub 60 de bătăi pe minut putem vorbi de bradicardie, peste 100 de tahicardie. Și deja am conturat limita de jos și de sus din spectrul acestor aritmii. În cazul copiilor, domnule doctor, aceste bătăi ar trebui să fie mai dese? Lor le bate inima mai repede când sunt micuți, fiindcă foarte mulți părinți observă acest aspect și se prezintă cu micuții la cardiolog pentru a vedea că totul este în regulă. Da, după cum vă spuneam, vârsta conturează și dictează ritmul inimii, este o dependență de vârstă. Cei drept copiii mici au un ritm mult mai crescut. Există niște topograme de ritm în funcție de vârstă. Ce trebuie reținut, copiii au ritmul de obicei 120-130 pe minut. Cu cât cresc în vârstă, cu atât ritmul se micșorează. Și practic pe la vârsta de 4-5 ani ar trebui să ajungem în limitele descrise, maxim 100, fiind limita acceptată. Aceste aritmii cardiace sunt considerate un semnal de alarmă pe care inima ne-l dă sau sunt situații în care acestea nu sunt așa grave? De obicei, aritmiile cardiace apar exprimate prin palpitații, apar de la vârstă tânără.
sunt din vârsta de la perioada adolescenței încep să apară și de multe ori pacienții tineri vin la medic, la medicul cardiolog, acuzând palpitații, absența unei bătăi, bătaie în plus, inima care o ia razna, tot felul de descrieri din ce în ce mai spectaculoase, dar noi urmărim pacienții care de multe ori nu au o cauză. De ce mai multe ori aritmiile nu au cauză, mai ales la vârstă tânără? Ele au ori o componentă congenitală, o componentă moștenită, ori de cel mai multe ori nu găsim o cauză atunci când le investigăm. Și ca să reținem, mi s-a părut extrem de interesant, o aritmie o putem reprezenta așa, ca pe un triunghi. La baza ei am putea pune substratul aritmic, pe care noi îl căutăm prin diferite investigații, să vedem pe ce fond intervine aritmia. E cordul sănătos, e cord patologic, ce cauze există acolo. Pe cealaltă latură trebuie să existe un factor declanșator al aritmiei, stresul, cafeaua, alcoolul pot declanșa aritmiile, și un factor de perpetuare, care să perpetueze aritmia, ca un perpetuum mobile. Practic, în gândirea doctorului și cred că și din momentul de față și a pacientului, ar trebui să avem această reprezentare triunghiulară cu factorul predispozant, cu factorul declanșator, factorul perpetuant și cu acest substrat aritmic. De cel mai multe ori noi trebuie să căutăm substratul aritmic, să împărțim în două aritmiile, apar pe cord sănătos sau apar pe un cord afectat. Și dacă inima este afectată sau dacă este sănătoasă, abordarea va fi total diferită. Ele sunt mai frecvente la pacienții care deja suferă de boli cardiace? Da, cu siguranță sunt mai frecvente și capătă alte conotații. E una să ai câteva extrasistole pe un cord sănătos la un tânăr, pe care le investighezi și le ții sub observație, de cele mai multe ori nu le dai tratament, și altă să ai niște aritmii, noi le împărțim în maligne și benigne, la un pacient care are o inimă dilatată, care are o cardiopatie ischemică, un pacient care se știe cu o boală de inimă veche. Și în cazul acesta abordarea va fi total diferită. De obicei pacientul primește tratament sau poate să merge până în funcție de spectrul aritmiei. Dacă aritmia este cu puls scăzut, putem să mergem până la metode de stimulare cardiacă, pacing cardiac, acel stimulator cardiac despre care se vorbește. La această categorie de persoane, aritmiile care deja prezintă boli cardiace, domnule doctor, aritmiile sunt prezente în anumite momente ale zilei sau ele sunt mereu, ca să spun așa? Din descrierile efectuate până acum, din experiența personală, există, să zic așa, o apariție dictată de anumite momente ale zilei. În funcție de ce domină simpaticul sau parasimpaticul, simpaticul domină în timpul zilei și atunci avem un spectru de aritmii, mai mult aritmii reprezentate prin puls crescut, prin tahicardii, tahiaritmii de tot felul, atât atriale cât și ventriculare, extrasistole de tot felul, iar în timpul parasimpaticului avem aritmii dependente de bradicardie, de exemplu un somn, când pulsul scade, când arila ventriculară a inimii scade, avem aritmii dependente de bradicardie. Care poate fi durata unui astfel de moment? Durata noi indexăm cu tipul de aritmie. De exemplu, dacă vorbim despre o aritmie malignă, gen tahicardie ventriculară, ea nu poate în maxim într-un minut, două, deja inima începe să evolueze spre moarte subită, stop cardiorespirator, într-o fibrilație ventriculară sau umflată, deja vorbesc de tipuri de aritmii, câteva minute, două, trei minute. Dacă vorbim de o bradicardie, poate să fie toată viața sau niște banale extrasistole care apar pe cor sănătos. Pot apare, să apară constant, fără
făcut, pot exista chiar toată viața. Urmăresc în practică pacienți din tinerețe, de la vârsta de 20 de ani și deja au 30 ceva de ani și au aceleași extrasistole, când apar mai multe, când mai puține, dar ele trebuie să vezi practic în ce direcție o iau. O parte din aceste extrasistole atriale sau ventriculare pe care le avem în tinerețe pot evolua către un anumit tip de aritmie și e bine să le surprinzi atunci când se conturează un tablou complet. Înainte să ne detaliați, domnule doctor Silviu Stanciu, aceste tipuri de aritmii care nu sunt deloc puține, vreau să vorbim puțin despre simptomatologie. Ce simte persoana afectată în acel moment sau ce simptome ar trebui să-l trimită de urgență la medicul cardiolog? Cred că cel mai frecvent simptom e reprezentat de către acele palpitații. Pacientul vine și spune mereu, am niște palpitații. Le pot fi curit rapid, regulat sau neregulat. Apoi pacientul vorbește de bătăi în plus la inimă, de bătăi în minus, de își simte inima ca un impuls puternic. Pot fi precedate sau succedate de dureri în piept și e bine de știut această secvențialitate între palpitație și durerea precordială. Dacă care tensia pe inima, domnule doctor, intră tot la aritmii sau inima poate la altă afecțiune? Da, ele sunt întotdeauna, nu există ceva izolat. Prea puține lucruri sunt pure în viață și izolate. Ele sunt asociate de cele mai multe ori. De obicei, mecanismul e cam următorul. Dacă apare, să zicem, o tahicardie la un pacient care are o ischemie cardiacă, o boală cardiacă ischemică, tahicardia poate provoca ischemia prin consum crescut de oxigen, ca la un test de efort. Noi la testul de efort producem o tahicardie, consumăm mai mult oxigen și atunci apare durerea. Deci uitați cum o tahicardie, o aritmie cu ritm crescut poate produce o durere în piept. Aceste dureri sunt localizate strict la nivelul inimii sau ele pot fi localizate, să le simțim și în spate sau în alte părți ale corpului? Despre durerile precordiale am mai vorbit. Ele nu reprezintă simptomatologie, fac parte din tablou aritmilor de simptomatologie, dar ele se pot însoți și atunci aritmiile capătă o gravitate mai mare. Pot să apară tot felul de manifestări nespecifice, transpirații reci, transpirații calde. Trebuie spus că există o sumedenie de boli asociate care pot provoca aritmii. De exemplu, din bilanțul, din explorarea obligatorie a unei aritmii, mai ales la persoane de sex feminin, tiroida nu trebuie să lipsească. Tiroida poate produce tot felul de aritmii. Dacă de obicei pacienta este hipertiroidiană cu funcție crescută a tiroidei, apar tahiaritmii. Dacă este hipotiroidiană, apar bradiaritmii. Uitați-vă cum sunt o sumedenie de boli, atât cardiace cât și extracardiace, care pot să se manifeste prin palpitații. Inclusiv am observat din practică și sunt descrise patologiile oncologice. Pot produce anumite cancere, se pot manifesta de prime intențe prin palpitații, prin fibrilații, prin tot felul de aritmii. Am avut în practică, am căutat paciențe și într-un final n-am descoperit nimic decât că au apărut aceste, la un moment dat, un cancer de o anumită natură și am fost oarecum surprins să văd acest lucru. Deci uitați-vă că aceste aritmii sunt extrem de heterogene, sunt multe. Dacă o să încercăm să le clasificăm așa, le detaliem, domnule doctor, pe cele mai frecvente. Așa, ca să fie, să facă parte din educația noastră și să fie mai clar, cred că le putem împărți în aritmii ventriculare, că apar în zona ventriculului, și atriale. Și le putem împărți în tahiaritmii și bradiaritmii. Tahi înseamnă cu frecvență crescută și bradi cu frecvență mică. Cam, să zic așa, în funcție de
frecvență și de localizare. Cam dacă mergem pe cele două coordonate, să le luăm în ordinea, să zic așa, frecvențe întâlnite la nivel populațional în România, cu aritmie și cu impact, cu impact în managementul pacientului pe termen scurt și lung. De la, să zic așa, la nivel atrial întâlnim extrasistole atriale, dar de obicei ele nu pun probleme, se urmăresc, sunt legate ori de patologie cardiacă, ori mai degrabă de extracardiacă. Întâlnim tahicardii paroxistice supraventriculare, care apar și dispar singure, fără tratament, dar care au un impact și decompensează, pot da cele dureri care vă spuneam, tot felul de manifestări la persoane tinere mai ales, și au și o componentă uneori moștenită la nivel electric prin niște circuite de reintrare. E foarte spinoasă povestea, nu insist asupra lor, doar așa cu de reținut. O aritmie frecventă întâlnită în populație și care are o anumită abordare și cu un anumit risc și care de fapt poate da poate crește coagulabilitatea stângă cu accidente vasculare cerebrale, este fibrilația atrială, este cu cât de la 60 de ani în sus crește exponențial cu vârsta. Deci fibrilația atrială este o boală care dă accidente vasculare cerebrale și în tratamentul ei nu lipsește tratamentul anticoagulant, tratamentul care, să zic așa, previne formarea cheagurilor de sânge. Flutterul, în strânsă legătură, flutterul atrial cu fibrilația. Și cam acestea ar fi principalele aritmii la nivel atrial. Dar care e cea mai frecventă? Cea mai frecventă aritmie e reprezentată către extrasistolia atrială și pe locul 2 extrasistolia ventriculară. La tineri, care e cea mai cred că întâlnită? Extrasistolele atriale sunt cele mai întâlnite la tineri. Dar simptomatologia este aceeași la toate aceste forme de aritmii sau diferă cumva? V-am spus, modul de manifestare. Unele simptome se regăsesc la toate, celelalte depinde de la persoană la persoană. Multe sunt și asimptomatice. Noi vedem pe electrocardiogramă sau pe holterul pe care îl folosim în diagnostic multe extrasiste, dar pacientul nu le simte. Multe aritmii care nu sunt simțite de pacient, de exemplu fibrilația, de multe ori e silențioasă. În schimb, anumite aritmii, tahiaritmii, precum cele ventriculare, tahicardia ventriculară, fibrilația ventriculară, anumite forme de extrasistole ventriculare sistematizate, dau simptomatologie chiar uneori fatală. Pacientul poate să facă colaps și șoc și stop cardiorespirator. Deci, aceste aritmii care nu au simptomatologie sunt periculoase pentru pacient în timp? E greu să... Noi nu pornim de la simptomatologie atunci când cântărim o aritmie. Dar să nu apară ceva mai grav dintr-o dată. Da, pe noi interesează să vedem această aritmie când apare, când dispare, e permanentă, e intermitentă, e paroxistică. Paroxistică înseamnă că apare, dispare de la sine și durează scurt, o perioadă scurtă, dar e greu să le abordăm așa. Într-adevăr, simptomatologia joacă un rol important, mai ales la bradiaritmii, la acele, să zic așa, în blocuri, blocurile atrioventriculare. Atunci când sunt simptomatice, se abordează, mai ales dacă sunt blocuri avansate de grad 2 și 3, și dacă sunt simptomatice manifestate prin amețeli, un alt spectru. La bradiaritmii, spectrul diferă un pic de tahiaritmii. De exemplu, în blocuri sunt lipotimii, pacientul cade din picioare, își pierde uneori și starea de conștiință, simte slăbiciuni. Deja diferă de tahiaritmie în spectru clinic. Ei, atunci când avem această simptomatologie în bradiaritmie, în blocuri cu preponderență, ne orientează abordarea. Putem folosi stimulator cardiac la bradiaritmiile simptomatice. Deci, practic, dacă ar fi să tragem o concluzie așa de etapă, tahiaritmiile, extrasistoliile, se manifestă prin palpitații, grosomodo,
iar cele brade cu puls scăzut prin slăbiciune, amețeală, lipotimie, până la căderi ale persoanelor. Cam în cele două mari categorii, pe cele două coordonate de simptome, putem percepe pacienții. Dar aceste stimulatoare cardiace, domnule doctor, pot fi puse la orice vârstă? Sau există cumva și niște contraindicații? Există indicații și contraindicații de ghid. Avem niște ghiduri, niște norme pe care le ținem mereu la noi. Ele se pot pune teoretic la orice vârstă dacă sunt simptomatice aceste brade aritmii, blocurile respective, și dacă au un impact asupra stării de sănătate al pacientului, mai ales dacă dau simptomatologie avansată de gen lipotimie sau sincope. Sincopa fiind o lipotimie avansată cu pierdere stării de conștiență. Deci, indiferent de vârstă, dacă aceste brade aritmii, aceste blocuri sunt simptomatice, putem folosi stimulatoarele cardiace. Cineva a sunat în regie, domnule doctor, și ne-a spus că are o rudă de 80 de ani cu insuficiență cardiacă de gradul 3. Și vă întreabă dacă în cazul acestei persoane se pot pune aceste stimulatoare cardiace. Insuficiența cardiacă nu contraindică 5 vârsta. Bineînțeles că o indicație simplă în insuficiența cardiacă, fără un bloc sau fără altă patologie, impune implantarea de stimulator cardiac. Practic, dacă această persoană de cu insuficiență cardiacă are un bloc de gradul 3 și e simptomatic, fără nicio problemă trebuie pus un stimulator cardiac. Da. Ce e să mergem la investigații, domnule doctor? Ce investigații faceți pacientului care este bănuit de aritmii cardiace? În primul rând, o electrocardiogramă. Și de obicei, efectuăm o electrocardiogramă mai lungă, un traseu mai lung al electrocardiogramei. Apoi, dacă suspiciunea există și se evidențiază aritmii pe electrocardiogramă, de obicei montăm un holter EKG, o electrocardiogramă mai lungă pe 24-48 de ore, o înregistrare continuă a ritmului cardiac, tot ce înseamnă activitate electrică cardiacă, cu un aparățel mic care are niște electrozi, se lipesc și înregistrează continuu, se descarcă într-un computer și se face o analiză la ce s-a întâmplat acolo pe perioada de monitorizare. Există, trebuie spus că la pacienții care fac sincope, de exemplu, vorbeam lipotimii care cad brusc, la acești pacienți, de multe ori e greu să surprinzi existența unui bloc, unei aritmii care să justifice sincopa, și atunci se pot folosi înregistrări de lungă durată, 7 zile, chiar 28 de zile, se implantează ca un pacemaker, un device care înregistrează continuu activitatea electrică a inimii. Deci, bineînțeles, din bilanț, dacă luăm pe triunghiul descris, triunghiul patogenic descris, atunci trebuie evaluat substratul aritmogen despre care vorbeam. Practic, trebuie văzut care este boala de fond, dacă pacientul are o boală cardiacă de fond. Că fi ischemie cardiacă, că fi o boală, o cardiomiopatie cardiacă, o afectare a mușchiului cardiac, că fi o boală congenitală cardiacă, nu trebuie să evaluăm acest substrat aritmic. De obicei, în practică, de la vârsta de 50 de ani în sus, cel mai, să zic așa, frecvent substrat aritmic identificat este ischemia cardiacă. Pacientul are cardiopatie ischemică, iar cardiopatia ischemică provoacă tot felul de aritmii. Un spectru larg de aritmii, de la tahiaritmii mai frecvente până la blocuri. Și bineînțeles, pentru a evalua, când vorbim despre evaluarea cardiacă, vorbim de toată paleta de explorări despre care am discutat în emisiunea precedentă. Să nu lipsească o ecocardiografie, scintigrafia miocardică,
a intrat din 2009 ca o metodă de primă intenție de explorare a substratului aritmic, fie el și ischemic. Putem folosi inclusiv rezonanța magnetică cardiacă pentru a evalua boli care încarcă inima, boli de încărcare cardiacă, da? Dacă le putem numi așa. Deci, practic, putem folosi întreaga paletă de explorări până la coronarografie invazivă. Atunci când investigăm o aritmie cardiacă, care nu are o cauză aparentă. Deci, așa, ca să sintetizăm, un examen clinic și o anamneză minițioasă combinată cu electrocardiogramă și cu un holter EKG ar trebui să ne aducă, plus o ecocardiografie, ar trebui să ne aducă cam 70-75% din etiologie, din profilul pacientului cu aritmie. Care sunt la ora actuală posibilitățile de tratament a acestor aritmii cardiace? Avem o sumedenie de posibilități în funcție de tipul lor. Este foarte, înainte de a trece la un tratament, este extrem de important să cunoaștem ce aritmie e și pe, după cum vă spuneam, pe ce intervine, pe un cord sănătos sau pe un cord afectat. După ce am făcut această determinare, avem în mână medicamente extrem de performante și se poate merge până la chirurgia unei aritmii. Putem vorbi, de exemplu, în fibrilația atrială, de chirurgii specifice aritmiilor. Dar de obicei, în lumea modernă și la noi în țară, abordarea aritmiilor care au impact pe mortalitatea cardiovasculară se face intervențional. De exemplu, să luăm aritmia despre care vorbeam, fibrilația atrială. În fibrilația atrială, ea apare, are ca mecanism niște focare care declanșează fibrilația situată în jurul venelor pulmonare din atriul stâng. S-a demonstrat că ablatarea cu radiofrecvență, distrugerea acelor centri din atriul stâng, se însoțește de cel mai multe ori cu dispariția fibrilației atriale. Deci, practic, acesta este procedeul de ultimă treaptă în fibrilația atrială. În flutterul atrial, care de obicei apare în atriul drept, la fel este procedee intervenționale de distrugere a circuitului de flutter, practic. Practic, avem posibilități extrem de avansate pentru a trata aceste aritmii. Dacă vorbim de fibrilația atrială și de flutterul atrial, ar trebui să știm că ele sunt boli care cresc gradul de coagulabilitate și se însoțesc de risc de accident vascular cerebral. În tratamentul lor, pe lângă controlul ritmului, care trebuie să fie sub 90, nu trebuie uitat tratamentul anticoagulant despre care pomeneam. Și în ultimii 5 ani au apărut, pe lângă clasicele medicamente anticoagulante, au apărut și medicamentele noi, inovatoare, anticoagulante, la care nu mai trebuie monitorizat acel parametru numit INR, care este extrem de costisitor pentru pacient și pentru medic. Deci, în ca să tragem o concluzie legată de terapia aritmiilor, pentru tahiaritmie avem aritmii, acele aritmii cu ritm rapid, avem și neregulat, avem medicamente, avem terapie intervențională și chiar chirurgie, cum vă spuneam, în fibrilația atrială. Iar pentru bradiaritmii, pentru blocuri, de obicei folosim stimularea cardiacă. Atunci când blocurile sunt avansate și simptomatice, și se folosesc stimulatorile cardiace. În lipsa tratamentului, domnule doctor, putem să ne pierdem viața?
Da, bineînțeles. De exemplu, în, mai ales în aritmiile, în tahiaritmii maligne, cum ar fi fibrilația tahicardia ventriculară susținută, care durează mai mult de 30 de secunde, fibrilația flutterul ventricular, neintervenția rapidă, în câteva minute, duce la pierderea pacientului. Și vreau să subliniez aici noțiunea de moarte subită, de oamenii care mor brusc pe stradă subit, sau mulți dintre cei care fac sport și mor pe teren. Moartea subită cardiacă, moartea subită cardiacă trebuie și reprezintă o cauzalitate crescută a mortalității cardiovasculare. Și există anumite, să zic așa, apărățele care se implantează la pacientul cu risc de moarte subită. De exemplu, un pacient care a făcut un infarct și are o inimă dilatată și fracția de ejecție mică, sub 35%, are un risc de moarte subită extrem de crescut. Și atunci, în practică, la acești pacienți se implantează un defibrilator cardiac, care, în momentul când în inimă apar tahicardii ventriculare, fibrilație ventriculară sau flutter, descarcă un șoc automat și care duce la încetarea acestor aritmii și practic pacientul nu mai decedează, să spunem așa. Deci există și noțiunea de tratament tahiaritmic prin defibrilator implantabil și ele se implantează la nivel de inimă exact ca un stimulator. Deci numai sub pielea din regiunea pectorală sub intră? Sub pielea din regiunea. Sunt mai multe. Acum modern au apărut și fără sonde, wireless, care se subcutanat. Sunt cu baterie, domnule doctor? Da, sunt cu baterie. Au, exact ca stimulator. Și nu trebuie schimbată bateria la o anumită perioadă de timp? La anumite perioade de timp ele se testează periodic și se schimbă bateria. Asta e. Deci avem aparatele, device-uri și pentru ritmuri mici, numite stimulatoare cardiace, acele pacemaker, și pentru ritmuri rapide, acele defibrilatoare care îmbracă diferite în forme mai nou. Sunt cu sondă, fără sondă, e o adevărată dezvoltare tehnologică în domeniu. Cu vestă, tip vestă, nu intrăm în amănunte, dar ce trebuie reținut că există soluții pentru a preveni o moarte subită cardiacă prin aceste defibrilatoare și există soluții și pentru ritmurile lente în blocurile avansate, în blocurile atroventriculare avansate, simptomatice, prin utilizarea acestor stimulatoare, pacemaker cardiace. Dar care este durata de funcționare, să zic așa, a unui astfel de defibrilator? Durata minimă de funcționare este un stimulator. Mă gândesc că nu e pe toată viața. Nu, în jur de 10 ani ar trebui să funcționeze stimulatorul cardiac, să funcționeze fără nicio problemă. Hai să zicem că îi se mai schimbă bateria la anumite intervale de timp, dar mai nou au apărut tot felul de baterii cu energie înaltă, cu energie prelungită și ca să nu fie nevoit pacientul să mai vină la medicul cardiolog. Și trebuie luat în calcul că au apărut inclusiv stimulatoare și defibrilatoare fără sonde. Un stimulator e format dintr-un aparățel clasic, printre primele care se montează subcutanat, cu o sondă care se introduce pe o venă ce intră în atriul drept și ventriculul drept. Și acolo se produce stimularea periodică. Se programează să stimuleze cu anumită frecvență atunci când ori permanent, ori intermitent, atunci când inima bate încet. Există o adevărată artă, puțin cardiologi, să spunem așa, trebuie spus că nu toți cardiologii cunosc acest domeniu al ritmologiei legată de stimulatoare, de defibrilatoare, în domeniul de ultra-specializare în cardiologie. Și am putea împărți medicii cardiologi, medici cardiologi generaliști care știu de toate și bine, și medici care știu foarte bine, de exemplu, ritmologia, ritmologii care se ocupă cu aceste probleme. Cineva vă întreabă, domnule doctor, dacă acest stimulator cardiac trebuie achiziționat în regim propriu sau este decontat de casa de asigurări?
De obicei este de contat de casă de asigurare. O altă telespectatoare ne spune că are 27 de ani, este diagnosticată cu bloc AV grad 3, simptomatică, cu 34-35 bătăi pe minut și vă întreabă dacă la acest diagnostic are nevoie de un astfel de stimulator cardiac. Ce vă spuneam, un bloc înalt? Chiar total, dacă are 27 de ani? Chiar dacă are 27, de obicei sunt blocuri congenitale sau... Dar dacă sunt simptomatice și cu frecvență foarte mică, au o clasă de indicație pentru stimulare permanentă. Altcineva ne spune că are 20 de ani, după cum observați pacienți destul de tineri, am 20 de ani și în anumite momente ale zilei am bătăi ale inimii repezi, după care am bătăi ușoare și după situația revine la normal. Vă întreabă ce ar putea să facă. Credeți că ar trebui să meargă la un cardiolog? Da, cred că cel mai bine să meargă la un medic de familie înainte de toate, fiind persoană tânără, și trebuie menționat că la persoanele tinere aceste variații cardiace sunt quasi normale, sunt fiziologice. Și ce mai trebuie spus? Persoanele care fac sport, de obicei capătă un ritm mic, un ritm bradicardic. Sportul intens, pe perioade lungi și regulat, dă un ritm mic. Sportivii au o bradicardie de fond. Ei, de multe ori, anumiți medici îi evaluează, medici de familie, și de mila cardiolog pentru că au ritmul mic al inimii. E o chestiune de fiziologie, de normalitate. La fel și la persoanele tinere, la de sex feminin, care, să zic așa, ritmul poate să crească, să fie tahicardice de fond, uneori fără a avea o patologie subiacentă. Un alt telespectator care ne privește în acest moment ne spune că de vreo 3-4 săptămâni, în timpul nopții, începe să-i bată inima foarte repede. Senzația este foarte incomodă și mă sperie îngrozitor. Până acum nu am avut timp să merg la un medic cardiolog, dar aș vrea să-mi spună, domnul doctor, ce investigații ar trebui să fac pentru a ști dacă e vorba despre o boală sau nu. Ar putea să-și pună un holter EKG. Se vede foarte bine și o ecografie cardiacă. Domnule doctor, vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi și să știți că vă reaștept cât mai curând posibil. Vă mulțumesc și eu și cred că n-am reușit decât să abordăm o mică, mică parte din toată paleta aritmilor, dar cred că lucrurile de bază au fost menționate și atinse. Important este că atunci când o persoană simte ceva în neregulă la nivelul inimii, să meargă de urgență la medicul cardiolog și să nu amâne prea mult această vizită, fiindcă poate fi vorba de ceva grav și astfel, dacă merge la medic, își poate salva viața. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei, dumneavoastră nu plecați din fața micului ecran, publicitate și revenim.